Bine v-am regăsit, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Wow Zodiac și mă bucur să fiu și astăzi alături de dumneavoastră. Începem, bineînțeles, cu luna de bivol, aflată sub element lemn-in, iar această perioadă este caracterizată între 11 ianuarie și 10 februarie. Dar toate detaliile le vom afla despre invitata mea de astăzi, care este specialist Feng Shui și astrologie chineză, Anca Dimancea, care îi spun bine a revenit la noi la Wow Zodiac. La mulți ani tuturor, bine v-am regăsit, sper cu forțe proaspete după mini-vacanța asta. Începe astăzi luna de bivol și va dura până pe 10 februarie, când vom începe și anul nou, cel de dragon, pe care mulți îl așteaptă cu nerăbdare. Va fi un an foarte puternic. Până atunci însă, noi oricum simțim influențele încă de la solstițiul de iarnă, așa cum spuneam în emisiunile tale, încă de pe 21 decembrie, mai avem această lună din anul de iepure, care sigur este ultima, nu cea de pe urmă. Foarte importantă, foarte importantă, pentru că ea face trecerea între anul de iepure, care e pe final, și deja se simt acum influențele anului de dragon. Deci face legătura între anul de iepure și anul de dragon. Și contează mult cum procedăm, ce facem, cum acționăm și cum gândim în această lună. Este o lună de muncă, de recuperări, de recuperări chiar financiare pentru unii, de recuperări de muncă pentru cei care nu și-au terminat anumite proiecte sau lucruri pe care le aveau de făcut în luna decembrie. Și este o lună însă puțin destabilizatoare, de exemplu, pe elementul pământ. O să vedem lucrurile astea. Nu înseamnă lucruri grave, dar se petrec anumite chestiuni legate de natură. Da? Pe lângă faptul că noi menționam anul trecut, dacă ați observat acea problemă cu vulcanul din Islanda, chiar la început de an 2023, prin februarie-martie, am menționat, când vorbeam despre predicțiile anului trecut, anului de iepure, despre aceste fenomene. Se pot să revină, dar vor reveni în anul de dragon mai mult, dar această lună face un fel de intrare în anul următor, doar așa, cu niște influențe mai puternice. Le vom simți sigur pe cele negative, pentru că cele pozitive, cele benefice trec foarte repede, ni se par normale și automat nu ne afectează, din fericire. Ideea e următoarea. Ce aș vrea eu să recomand în primul și în primul rând pentru această lună? Să folosiți centrul casei. E posibil spre final de emisiune să uit să vă povestesc despre asta, deci o să încep cu remedierile pe plan Feng Shui, cu ce să facem în casele noastre. Deci centrul casei este mult mai bine reprezentat decât ceea ce a fost în luna de șobolan. Este într-adevăr cu mai multă muncă în general, dar ce înseamnă centrul casei? Înseamnă sediul familiei. Deci fiți mai uniți cu familia, vorbiți ceea ce este de vorbit, puneți lucrurile și planurile să funcționeze, puneți lucrurile la cale. Folosiți acel spațiu la propriu, fizic vorbind, centrul casei, care este foarte important, pentru că luna de tigru, luna când va începe anul nou chinezesc, de pe 10 februarie, va fi foarte prost reprezentat în centrul casei, în acea lună. Și atunci este bine să profităm acum. Vor fi, bineînțeles, zodii favorizate și zodii mai puțin favorizate în această lună, dar o să vedem la fiecare în parte, inclusiv zilele mai nebenefice. Eu am ales să vi le menționez pe acelea, tocmai pentru că celelalte nemenționate sunt automat mult mai benefice. Da? Vorbim la modul general, fără să avem anumite particularități de charturi, bineînțeles, vorbim despre chartul lunii, da? Despre diagrama lunii, cum se aplică așa, la modul general, pentru zodii. Noi pe 11, astăzi, ianuarie, practic intrăm astă seară în luna de bivol, deci la ora 22:49, este menționat aici în calendarele noastre și în agendele noastre, încă o dată pentru cei care poate nu și l-au procurat. Acesta este calendarul, care e calendar de birou, da? Dar există și un almanah, care este o agendă, de fapt, mult mai complexă și care este tocmai nu recomandată neapărat avansaților, ci și celor care nu au învățat încă Feng Shui, pentru că are mai multe detalii, inclusiv din cursul de începători acolo. Și mult mai multe explicații, practic, sunt mai multe activități. Aici, în calendar, noi am inclus, practic, 8 activități de bază, care sunt bune și care nu sunt foarte favorabile pe fiecare zi în parte, considerând chartul fiecarei zile.
Deci este valabil pentru toate zodiile ce vedeți în aceste căsuțe din calendar ca activități. Bun. Acum, acestea fiind spuse, o să începem cu șobolanul, prima zodie, care șobolan, sigur, se simte bine în luna prietenului secret, dar are o particularitate, are o stea de boală, care nu trebuie să vă sperie, pentru că poate fi gestionată cu ușurință. Acesta fiind sector de apă, sectorul șobolanului, și fiind totuși o lună de prieten secret, bivolul se știe că el este cu munca de obicei, șobolanul vine cu ideile și bivolul le pune în aplicare sau chiar dacă le pune și șobolanul în aplicare, bivolul le va termina cu brio. Deci el este cel care îl ajută pe șobolan să-și termine acțiunile. Deci șobolanii în această lună pot să își definitiveze anumite proiecte, pot să pornească sau să aibă ideea unei noi afaceri sau să schimbe locul de muncă, chiar dacă au această stea negativă de boală, care mai înseamnă și îmbolnăvirea relațiilor. S-ar putea ca acum, în această lună, ei să-și descopere anumiți prieteni falși, deci, sau amici care păreau ok și acum descoperă că nu erau chiar atât de bine intenționați. Este posibil pentru unii șobolani. În același timp, sigur, trebuie să nu o neglijăm această energie și e bine să aibă grijă la sănătate, mai ales la lucrurile nerezolvate anul trecut sau cele care revin în prim plan. Fiecare are anumite sensibilități, nu neapărat boli. Anumite, sensibilități pe o anumită parte, cu anumite organe, habar n-am. Fiecare are anumite probleme și s-ar putea acum să reintre în prim plan anumite probleme de sănătate sau să-și amintească că totuși avem un corp fizic de care trebuie să avem grijă și trebuie să ne mai și odihnim, trebuie să și mâncăm poate la timp când ne este foame și așa mai departe. Ei sunt foarte pe val acum cu acțiunile lor. Ei se simt bine, se simt bine în pielea lor în această lună, doar că vine această stea 2 să-i mai tragă de mânecă și să le atragă atenția că nu totul poate fi chiar atât de roz, din păcate. Le recomandăm un remediu pentru sănătate atât în casă cât și amuletă neapărat, măcar amuletă să o aveți la voi, mai ales dacă trebuie să călătoriți, să plecați în interes de serviciu, să tot fiți așa în mai multe locuri prezenți. Apoi, atenție la relații, totuși, la orice fel de relație, pentru că vă spuneam, steaua 2 mai înseamnă și îmbolnăvirea relațiilor, pentru unii va fi situația aceasta, nu pentru toată lumea. Iar legat de zile nefavorabile, o să menționez sigur cele mai importante nefavorabile, fie cu penalizări, fie de ciocnire, fie cu anumite particularități unde într-adevăr trebuie să aibă ei grijă la anumite chichițe, poate mai ales în anumite intervale orare. Și țineți minte, pentru toți nativii șobolan, oricând, în orice lună, în orice an ar fi, pe ora de iarnă vorbind, între orele 11 ziua și 13, este oră de cal, oră de dușman, oră de ciocnire, să zic așa. Atunci nu ar trebui semnate contracte, plecat la drumuri foarte lungi, decât dacă nu se poate altfel cu avionul, nu știu, n-ai găsit altă variantă și asta e. În orele acelea se pot întâmpla anumite obstacole, chiar cu oamenii cu care comunică, deci nu se bate palma pentru o afacere între acele ore, indiferent cât de favorabilă este ziua, poate aveți chiar o stea 8 de prosperitate sau o stea 1 a succesului și a victoriilor, e bine să evitați acel interval orar, vorbind pe oră de iarnă, ora reală solară. Dacă e vorba de oră de vară, pentru șobolani se aplică cu o oră mai târziu, deci între 12 și 14. Aceea e ora de cal. Deci zilele nefavorabile pentru șobolani ar fi 16 ianuarie, este o zi de penalizare, 19 ianuarie, atenție și pe 20 și atenție și pe 23, în principiu la sănătate. Apoi o zi iarăși de penalizare este duminică pe 28 ianuarie și pe 31 ianuarie, asta vorbim despre luna ianuarie, noi ne întindem până pe 10 februarie, deci o să le menționăm și pe următoarele. Ziua de 3, iarăși puțin mai multă grijă că este o putere dată foarte mare cocoșului de acolo și cocoșii de obicei nu se înțeleg cu șobolanii. Și vreau să vă spun că mai este ziua de 9 februarie, chiar cu o zi înainte să intrăm în anul nou chinezesc. Acestea sunt pentru șobolani nefavorabile. În rest, vă spun,
doar aceste mențiuni legate de sănătate mai cu precădere și la relații, restul ar trebui să meargă în regulă. Pentru nativii bivol, este o lună destul de tracasantă, obositoare, cu multă muncă, dar și cu rezultate. Să nu uităm că vine o stea de multiplicare în această lună, deci o stea lunară de multiplicare, care ce face ea? Bineînțeles, ne multiplică steaua anuală, care stea anuală nu este bună deloc, nu este favorabilă, este o stea de pierderi, de furturi, de trădări sau de mici accidentări. Atenție celor care lucrează în construcții, lucrează cu obiecte ascuțite, eu știu, sunt bucătari, da? Sunt croitori, sunt cizmari, habar n-am, deci lucrează cu mâinile foarte mult, atenție la posibile accidentări, tăieturi, lovituri și așa mai departe, căzături, Doamne ferește, atenție că mai e gheață, mai vine câte o zăpadă, polei și așa mai departe, nu derapați că se pot întâmpla accidentări, deci fiți cu băgare de seamă la acest capitol. Nu sunt probleme în mod normal grave cu jobul, nu este în niciun caz acum momentul de vreo schimbare cu jobul și nici de luat decizii importante pentru că le puteți lua greșit sau puteți să fiți influențați de fapt de altcineva care să vă mintă, pentru că despre asta vorbim în trădări, steaua trădărilor, steaua șapte, v-ar trebui remediu măcar cu ancung sau amuleta rinocer și elefant. Astea două sunt clasice, sunt cele mai recomandate de fiecare dată când vine o stea șapte. Vă recomand să fiți atenți la calendarul sau la agenda noastră, almanac se numește agenda, unde apare steaua șaptea zilei pe bivol, în agenda le aveți calculate zi de zi pe fiecare zodie, pentru că, vă dați seama, va fi potențată această energie de furturi, pierderi materiale, pot să fie niște stricăciuni în casă sau la locul de muncă, să trebuiască să reparați, să cheltuiți niște bani, deci și o cheltuială în plus poate să apară pe acele zile. Și, sigur, atenție și la sănătate, pentru că steaua șapte răspunde de aparatul respirator și acum, sigur, e și perioada de viroze, de probleme din acestea respiratorii, eu știu, răceli. Evitați spațiile aglomerate sau chiar purtați mască dacă considerați că este cazul sau, mă rog, cel mai bine să evitați. De asemenea, nu este o perioadă bună, știu că uneori n-ai ce face și se mai întâmplă lucruri, să mergeți pe la înmormântări sau prin spitale, Doamne ferește, să fie nevoie, pentru a-i vizita sau a participa la vreo mormântare, nu este momentul, pentru că vă dă o stare de foarte proastă pentru întreaga săptămână respectivă și nu e de bun augur pentru voi, adică nu e o energie care să vă favorizeze în acest interval de timp. În rest, vedeți-vă de munca voastră, este cel mai bun sfat, vedeți-vă de treburile voastre și o să vedeți că merge totul strună dacă nu vă abateți. Deci, sigur, apare vreo stricăciune, apare vreo cheltuială neprevăzută, asta e, trebuie să avem de-a face și cu astea în viață. Dar în rest, așa, și nu uitați de remedii, deci nu uitați, mai ales cei care nu aveți energii foarte favorabile, atât anuale cât și lunare, nu uitați de remedii. Deci, am menționat astea pentru steaua 7 și sigur că și o amuletă de protecție sau amuleta călătorilor pentru cei care călătoresc ar fi de luat în seamă. Pentru ei există deci niște zile, sigur, și la ei, asupra cărora o să atragem atenția. 20 ianuarie ar fi una dintre ele mai problematică, 23 ianuarie, ziua de 1 februarie, da, care este... E chiar și zi de ciocnire pentru toată lumea și este cu un exces de element lemn, deci atenție la ficat și la vezica biliară, da? Multă grijă, deci, acolo la ce consumați, eu știu, dacă mâncați în oraș, poate să apară o toxinfecție, poate să apară un deranjament la stomac, probleme, deci, pe parte digestivă sau probleme pe aparat reproducător sau pe sistem glandular, pe lângă sensibilitatea legată de aparatul respirator pe care o puteți avea. De asemenea, pe 4 februarie grijă mai multă și cam atât. Adică astea ar fi zilele așa, mai nefavorabile, din care 1 februarie este poate cea mai slabă și cu mai multă grijă la sistemul digestiv. Apoi, sigur, ce mai este de spus aici este, pe lângă faptul că nu este cazul să riște nici cu sănătatea, nici cu, eu știu, exerciții fizice super califlagelistice, decât poate dacă sunteți sportivi de performanță și nu aveți încotro și acolo grijă, vă trebuie amulete de protecție.
Deci v-ar fi bună o amuletă de sănătate, cum este recomandat și la șobolani, pentru a vă, eu știu, a fi măcar protejați dacă luați niște decizii greșite, să nu fie nimic rău. Mergem mai departe la nativii tigru. Ei, tigrii au, bineînțeles, aceeași stea ca și nativii bivol, doar că răspund puțin diferit la această lună și sunt destul de tracasați și pot să fie chiar obosiți. Poate să apară oboseală accentuată pe la jumătatea lunii. Și, sigur, multă atenție la zilele nebenefice pe care le voi menționa. E vorba și de relații care pot să fie cam greșite, în sensul că, mă rog, s-au întovărășit, s-au asociat cu oameni în care au avut încredere și acum pot să se petreacă niște lucruri nefavorabile în viața lor și să aibă niște dezamăgiri foarte mari. Nu uităm că este aceea stea ca și la bivol, spuneam, multiplică steaua 7, deci pot să fie pe latura aceasta, dar pot să fie și mici accidentări sau probleme legate de membre, mai ales membre inferioare, membre superioare. Atenție și vouă la ghețuși, polei, cum conduceți, cum vă deplasați. Dacă trebuie să vă deplasați distanțe mai lungi, este valabil ceea ce am spus la bivol. Și bineînțeles amuleta călătorilor pe care o menționasem. În plus, la voi chiar ar fi benefică recomandată o amuletă de protecție. Amuleta, de exemplu, 28 HUM este nouă, cea nouă, dar poate fi și cea veche. Foarte recomandată tot timpul anului și toată viața este extraordinar de bună. Și e și frumoasă până la urmă. Voi aveți o lună de muncă, dar cu mai multă flexibilitate decât la bivol, în sensul că voi puteți, dacă sunteți suficient de înțelepți, să ascultați de anumite sfaturi, să fiți atenți la intuiția voastră, pentru că vă va vorbi despre relaționare, adică o să știți cam pe ce picior stați în relațiile cu ceilalți. Stați puțin așa, să zic eu, într-o mică stare de alertă, dar pozitivă. Atenție și vouă la sănătate, tot ce ține de aparat respirator, pentru că este acea stea 7 multiplicată și este de metal și răspunde de aparatul respirator. Deci aveți grijă la răceli, mai ales probleme cu gâtul pot să apară, deci laringite, faringite. Și în zilele mai puțin benefice, nu riscați, nu semnați contracte, nu semnați nimic nici la locul de muncă, nu știu, citiți de 10 ori, mai chemați pe cineva să... nu știu, să vă explice ce scrie acolo dacă nu înțelegeți, adică fiți siguri că ați înțeles ceea ce semnați și că știți la ce vă supuneți, un eventual risc în cazul unor situații, dacă este cazul. Și bineînțeles, dacă, nu știu, sunteți, vă apuc așa sportul mai tare, aveți grijă ce mișcări faceți și faceți-vă o încălzire mai riguroasă, pentru că, sincer, pot să fie mici accidentări la nivelul membrelor sau, nu știu, scrântiri de glezne. Acum e sezonul și de schi. Acum mai e și sezon de schi, ai dreptate. Din fericire, nu știu, uite, dacă ar fi să o legăm de vacanța aia copilor, aia intră deja în lună de tigru, cu alte stele. Da. Dar, sigur, vom vorbi atunci. Și pentru cei care pleacă oricum, da, atenție până pe 10 februarie că vă puteți accidenta chiar și serios, adică multă grijă. Și este legat de metale, deci schiurile sunt, mă rog, cu fibră, așa, dar tot aici, în categoria asta, intră. Și atenție și în cazul tigrilor la obiectele mai colțuroase, mai tăioase, cuțitașe, eu știu, prin bucătărie. Și la condus? La condus nu mai spun că se pot să derapeze, Doamne ferește, vă puteți ciobi oglinda. Adică pot să fie lucruri care nu sunt grave, dar vă scot din uz, vă enervează. Și atunci sunt bune aceste amulete, una de călătorie, una care și eu o țin în mașină în permanență și aceea pentru steaua 7, care e bună toată viața. Ori este amuleta rinocer și elefant, care sunt pachidermele albastre, foarte cunoscută, ori cea cu Cuancun, care este luptătorul acela care ne protejează de steaua 7, are anumite particularități, acest simbol cu mantra respectivă pe spatele amuletei. Mergem mai departe să vă spun zilele. Deci pentru tigri, zilele mai nefavorabile sunt cea de 18 ianuarie, mai ales între orele 15-17, cea de 21 ianuarie, din fericire, duminică, aceea atenție la sănătate și atenție aici la voi, la ficat, vezicula biliară și tot ce ține de sistemul digestiv.
Atenție, la ziua de 28 s-ar putea să aveți o mică dezamăgire pe plan emoțional sau să nu fie vreo ceartă. Deci luați-o ușor, calmați-vă, cedați primii, cel mai sigur. Și asta e, adică nu, ca să nu escaladeze. Poate să mai fie o zi de foarte multă muncă, dar nu este nefastă, este benefică pentru că este aliatul vostru de 31 ianuarie, dar poate să fie ceva care totuși să vă irite în acea zi pentru că este exces de element lemn. Ziua de 2 februarie este destul de nocivă. Pentru unii poate să fie un pas înainte, să fie ceva care îi stimulează, îi forțează să iasă din zona lor de confort. Nu vă speriați că s-ar putea să vă propulseze, dar vine cu o chestie poate negativă, un gest sau un anunț ceva, deci nu vă speriați, doar analizați-l în profunzime. Și mai este ziua de 9 februarie, care e, aș spune așa și așa, este foarte benefică pentru tigrii care nu au apă sau care au puțină apă în ceart, dar pentru cei care au prea multă nu este foarte benefică și poate să apară cu ceva în plan sentimental sau emoțional mai nefavorabil. În rest, toate bune la restul ce nu am menționat că ar fi rău, deci restul sunt bune. Pentru nativii iepure, în această lună de bivol, este o stea de dragoste acolo și de învățătură și vreau să vă atrag atenția să profitați de ea, pentru că anul viitor sigur va fi unul mai bun, dar să nu uităm că este un an de dragon care vine cu niște obstacole pentru iepuri, pentru că este un dușman ascuns, să nu uităm. Deci în anul de iepure, iepurele s-a simțit cumva mai în matca lui. În anul de dragon nu prea are ajutoare. Sigur, vine o stea bună în anul de dragon, asta este ajutorul lor numărul 1, dar vreau să atrag atenția să profite nativii iepure în această lună de bivol, pentru că pot să-și găsească un partener sau o parteneră pe timp lung, da? Adică stabil, poate să fie, dacă au niște examene sau niște interviuri, da? Deci vorbim de adulții, evident, care poate au un interviu ceva sau o trăinare într-un anumit domeniu, foarte de bun augur această lună ca să muncească pentru asta și să-i ajute în viitor, o să-i ajute foarte mult timp. Dacă aveți vreun test de susținut sau ceva, este de foarte bun augur în această lună. Și nu uitați de amuleta pentru educație, pentru învățătură și pentru succesul la examene. Sunt mai multe, au apărut 2 anul acesta pentru că este nevoie de asta. Nu avem această energie, din păcate, spre deosebire de anul trecut. În anul de dragon nu o să o avem și trebuie susținută. Deci pentru voi, sectorul de est, sectorul vostru, este foarte bine reprezentat pentru că steaua 4 este o stea de lemn și sectorul vostru este sector de lemn. Și voi sunteți foarte ajutați, adică o simțiți din plin această energie de dragoste, de carismă. Sunteți mai carismatici, mai căutați, admirați, de fapt. Nu neapărat că aveți voi niște merite anume, dar sunteți mai admirați și se caută prezența voastră. Deci profitați de această ocazie și folosiți-o cât puteți de bine. Asta înseamnă că poate să vină și cu niște oportunități financiare, poate să vină și cu ceva nou la locul de muncă în sens benefic. Sigur, s-ar putea să trebuiască să învățați ceva nou sau să fiți prezenți la o instrucție de un anumit fel. Nu e nicio problemă. Merge bine în această lună. Și v-am spus, dacă doriți să vă susțineți cu o anumită amuletă, care, sigur, astea sunt bune toată viața, pentru ceva ce am menționat eu, examene, teste, interviuri și așa mai departe, de foarte bun augur. Pentru iepuri, ce mai poate să fie o ofertă de lucru, da? Pentru că ei sunt atât de plăcuți, ori se aude despre ei, ori cineva îi recomandă pentru că i-a plăcut foarte mult dintr-o discuție sau să nu evite anumite discuții, anumite negocieri, sunt de foarte bun augur. Zilele mai puțin bune pentru ei sunt 13 ianuarie, deci sâmbătă asta, ziua de 17, atenție că este așa cu suișuri și coborâșuri. Ziua de 19 este o ușoară penalizare, atenție, și la sănătate și chiar și la relații. Ziua de 22 este o zi de ciocnire și cu cam mult element lemn, deci un exces de lemn, iepurii fiind zodie de lemn. Așa. Atenție și la 25, pentru că este o penalizare mai mare decât la ziua de 19. Și 31 ianuarie, iarăși este o mică penalizare și iarăși vine cu exces de lemn.
Și ziua de 3 februarie, care este zi de ciocnire, este zi de dușman, care sigur trebuie să aibă grijă în această zi la cum conversează, cum negociază, dacă e cazul să evite astea, și la sănătate. Bun. Deci iepurele nu o duce rău deloc, trebuie să profite. Sigur, bivolul nu-l ajută într-un anumit aspect sau altul, dar vreau să vă spun că totuși nu le pune bețe în roate cu absolut nimic, din potrivă. Adică pentru toți bivolul aduce de obicei muncă. Mai departe, o să trecem la dragon, care, sigur, are una dintre lunile destul de nefavorabile din acest an, este sigur ultima din an, din păcate încheie așa cumva destul de vlăguiți, așa sunt, să spunem, fără energie, din păcate. Steaua 5 a distrugerilor, mă rog, a dezastrelor, cum se numește ea, este acolo în sectorul dragonului și șarpelui, deci amândouă zodiile sunt destul de afectate, mai mult din păcate dragonul, pentru că șarpele se află într-o lună de aliat, măcar, și este ajutat de bivol foarte mult. Dragonul, nefiind ajutat, fiind două zodii de pământ care se cam bat cap în cap, devine și foarte, cum să spun, intolerant dragonul, fără răbdare posibil, și foarte, pe lângă extenuare, mai poate să apară o încrâncenare, o încăpățânare, care nu prea așa are sensul, sincer, adică nu are sens să vă opuneți, sigur, vă opuneți dacă este ceva nedrept. Dar dacă vin anumite probleme, n-aveți cum să vă opuneți, cel mai bine este să încercați să vă calmați și să le rezolvați cu răbdare și cât se poate cu ajutor de la alții, cerându-le ajutorul. Și nu uitați de amuleta pagoda celor 5 elemente, au apărut și cele noi pentru 2024, sunt mai ușor de purtat pentru că sunt plate. Pagoda aceasta ar trebui și în casă, toată lumea ar trebui să aibă o pagodă pentru steaua 5, pentru anul, în fiecare an, steaua 5, ca și orice altă stea, orice altă energie, se mută dintr-un sector în altul. Deci trebuie să, așa este recomandat pentru stelele cele mai nocive, să avem remediile și în casă. Dar până acolo, steaua 5 fiind pe sectorul lor, luna aceasta, într-adevăr, dacă aveți remediu pagoda celor 5 elemente în casă, puneți-o în sectorul vostru ca să vă protejeze maxim și purtați amuleta. De obicei, amuleta se poartă împreună cu stupa budanat ca să aveți parte și de sănătate, deci de protecție pe sănătate, protecție în general, să fie mai protejați. E bine să nu luați decizii importante și să nu, nici voi nu ar trebui să semnați nimic, foarte important dacă stă în puterea voastră să nu semnați, să nu negociați la sânge anumite lucruri, s-ar putea să pierdeți și să pierdeți și bani din aceste, să spun, negocieri sau discuții. Încercați să nu vă enervați pe cât posibil și evitați, sigur, cât puteți voi pierderile. Dar, sincer, în cazul ăsta, remediile ajută foarte mult. Deci, mai ales la aceste stele nocive, se simte efectul lor. Dacă cumva sunt procese pe rol, nu e o lună favorabilă, deci mai ales în zilele acestea care sunt nebenefice și pe care vi le voi menționa în mare, iarăși, ar fi bine de evitat pe cât posibil, eu știu, căderea de acord asupra unui lucru sau să bateți palma pe ceva. Pentru cei cu procese, sigur, există amuleta pentru procese, pentru protecție și pentru a vă scoate la liman. Pe de altă parte, fiind elementul lunii, vă ajută foarte tare. Deci, dacă e să ne agățăm de ceva, acest lemn vă ajută foarte mult pe voi, pentru că luna de bivol vine cu pământ, voi fiind o zodie de pământ, s-ar putea să existe la unii dintre voi un exces de pământ, e bine să mai echilibrăm, da? Cam atât ar fi de spus în mare, adică pot să apară probleme și pe partea jobului, și pe partea financiară, și pe latură sentimentală sau pe relații și pe sănătate. Eu zic că asta e cea mai importantă, acolo e important să ne ținem noi puternici și solizi. Zilele mai nefavorabile pentru dragoni sunt, atenție, deci 20 ianuarie, deși nu vă este dușman, poate să asigure o penalizare între anumite intervale orare, mai multe intervale orare, deci mai multă grijă pe 20, nu fiți foarte încrâncenați, atenție la sănătate, atenție pe 23, că este o zi de dușman și acolo, da, se creează cu luna și cu ziua o triplă penalizare, care este uneori mai serioasă, mai nocivă decât o zi de ciocnire. Deci ziua de 23
este mai problematică din mai multe puncte de vedere, că este și zi de ciocnire și este și o triplă penalizare. Deci multă grijă pe 23, nu luați nicio decizie dacă mă întrebați și, cum să zic, dacă ar fi bine chiar unii dintre voi, dacă puteți, să vă luați un liber pe 23, deși este marțea, deci e în mijloc, e în săptămână, nu e spre weekend. Apoi, din nou, grijă pe 26 ianuarie, este o dublare de bivol, care pentru voi poate să vă încrânceneze mai tare, deci poate să fie o problemă pentru nativii dragon, nu pentru toți, depinde ce mai aveți în chartul personal, dar poate să vină cu o intoleranță, cu o neiertare, cu o încrâncenare, cu o ambiție uneori nejustificată, care nu trebuie deci nu trebuie să ieșiți voi aici învingători. Așa. Multă grijă și la pentru dragoni la ziua de 4 februarie, este iarăși o zi de ciocnire care vine sub elementul pământ de data asta, deci o zi de ciocnire mai puternică decât 23 ianuarie. Așa. Și ziua de 9 februarie, care iată am menționat-o pentru mai multe persoane, pentru mai multe zodii, vreau să spun, este un dușman ascuns acolo care vine și dă târcoale. Da? Exact cu o zi înainte să începem anul vostru, care sigur vine în forță, dar sigur vine cu niște probleme, din păcate, pentru dragoni. Nu sunt singurii afectați în anul de dragon. Pentru nativul șarpe, în această lună de bivol, este bine dintr-un singur punct de vedere, din punct de vedere al elementului lunii și al lunii în sine, că este zodie favorabilă, dar steaua este cea mai nocivă, este steaua 5, care nu trebuie neglijată, le trebuie remediu și lor, ceea ce am menționat la dragoni este valabil și pentru nativii șarpe, pentru că ăla e remediu, nu e altul. Așa, dacă la dragon pământul nu le făcea bine, aici nu este o problemă cu elementul pământ, deci când vom vedea zile cu element pământ al zilei, nu este așa o problemă. Drept pentru care zilele nebenefice nu sunt aceleași ca pentru dragon, evident. Voi trebuie să aveți grijă la plan financiar, la a nu vă expune unor pericole pur și simplu așa din neatenție sau nejustificate. Vedeți că apar obstacole când să ziceți că ați sărit pârleazul, cum se spune, atunci apare ceva de vă amână sau se anulează sau eu știu ce se mai întâmplă ca să vă cumva să vă enerveze, să vă scoată din zona voastră de confort. Nu e nici pe departe atât de nefavorabilă ca în cazul zodiei dragon, dar totuși trebuie să avem grijă la șerpi. Pot să se enerveze mai ușor, pot să aibă ceva probleme cu sănătatea, să nu se simtă tocmai bine. Atenție la durerile de cap, dureri de ceafă, mă rog, musculare, acționați pe această cale, masaje, etc. Remediile, da, de sănătate, există remediile de sănătate, de ce nu? Și dacă cumva aveți procese sau trebuie să plecați la drum, deci aici pe o parte sau alta sunt amuletele, sunt remediile. Zile nefavorabile la șarpe, deci la șerpi există și pericolul de pierderii banilor, pentru că asta înseamnă steaua 5. O zi nefavorabilă, destul de nefavorabilă, aș spune, este ziua de 12 ianuarie, în care, da, pot să apară probleme de sănătate, pot să nu se simtă bine, pot să nu fie într-o relație bună cu cineva, să se certe, deci evitați acest lucru pe cât posibil. Ziua de 24, iarăși este destul de problematică. Și atenție, ziua de 27, din fericire, este o zi de weekend. În orele de dimineață, de la 9 la 11 și de la orele 15 la orele 17, pentru că acolo la între 15 și 17 se produce o triplă penalizare, numai în acel interval orar, iar celălalt, mă rog, poate să scârție din alte motive. O altă zi care mai poate să aducă, mă rog, anumite probleme, ziua de 5, care zic de ciocnire, și apoi ziua de 8 februarie, când din nou în intervalele menționate, mai ales între 15 și 17, se produce o triplă penalizare, nu e de plecat la drum, nu e de scris de, eu știu, contracte de semnat și așa mai departe. Și nu uitați, bineînțeles, de amulete. Când avem steaua 5, nu plecăm din casă fără amuleta pagoda celor 5 elemente.
Ce mai este de spus aici? La relații, deci grijă, da? La relațiile emoționale sau, mă rog, relațiile de cuplu, pot să scârție în zilele menționate. Nu stârniți voi ceartă, încercați să atenuați dacă se pornește o ceartă, încercați să cum să spun, să aplanați voi conflictul. Pentru nativii cal, este o lună foarte bună. Deși bivolul nu-i ajută într-un mod anume, este în sfârșit o lună bună după luna aceea de șobolan de ciocnire, care n-a venit neapărat cu lucruri extraordinar de bune. N-a fost o lună rea, dar i-a mai provocat pe aici, pe acolo, pe unii. Acum, deși bivolul nu vă este foarte favorabil ca zodie, totuși este steaua asta 1 destul de frumoasă acolo, care mai asigură ceva, mai asigură învățătură bună, deci învățarea unor lucruri noi, cumva ca voi să ieșiți, să fiți în lumina reflectoarelor. Deci, pe lângă faptul că reprezintă succes, victorie în ceea ce întreprindeți, mai este un succes și pe planul dragostei și la locul de muncă, și pe plan financiar poate să vină cu niște beneficii. Puteți să cereți o mărire de salariu sau puteți să stați în expectativă și să alegeți voi în luna viitoare un moment mai prielnic. Cu toate că luna viitoare nu o să vină cu o conjunctură de stele foarte favorabile, pentru că vom intra în anul următor și voi stați mai prost la capitolul energie anul viitor. Dar o să vedem atunci și o să explicăm. Va fi luna de aliat și atunci puteți să demarați niște lucruri. Dar acum este momentul, contează foarte mult cum puneți bazele acestui nou an în această lună de bivol, pentru că vă susține luna, atât pe, cum spuneam, pe plan profesional mai ales, pe planul relațiilor și pe plan financiar în secundar. Iar legat de sănătate, nu ar trebui să fie probleme mai deloc în această lună, doar că și pentru ei e o lună de muncă, dar asta nu e nimic rău. Deci puteți să culegeți rezultatele chiar în această lună sau lunile viitoare. Ca zile mai puțin favorabile, 13 este o zi de ciocnire, 13 ianuarie. Atenție în ziua de 14, că este o dublare de bivol și bivolul, cum spuneam, nu vă este neapărat, nu vă este o zodie favorabilă, pentru că e prietenul secret al dușmanului vostru din cauza asta și este totuși dublu bivol acolo și s-ar putea să vă agite puțin mai mult elementul foc in al acestei zile. Pe de altă parte, o zi de mică penalizare este 16 ianuarie, când pot să fie niște mici probleme de sănătate, dar mici, nu e nimic serios. O altă zi de penalizare de alt gen, de protecție, adică vă scade protecția, este pe 19 ianuarie. Și 25 ianuarie, când din nou vă loviți de o zi de ciocnire, este și lună plină în acea zi. Poate faceți ritualul acela pentru lună plină, 3 zile la rând, ziua de dinainte de lună plină, ziua de lună plină și ziua de după lună plină, pentru a vă pune o dorință, va fi foarte important pentru cei care își doresc în această lună. Pe 26 din nou ne întâlnim cu un dublu bivol, deci iarăși vă dă o oarecare îndărătnicie, oarecare, adică parcă sunteți așa ca racul, știți, un pas în față, doi pași înapoi, cam asta ar fi ideea. 28 ianuarie este o foarte mică penalizare, dar nu vor fi probleme serioase pentru că sunt elementele mai ajutătoare în mod normal. 31 ianuarie, iarăși o mică penalizare și cam mult element lemn care vă alimentează focul, deci atenție la inimă, cei care știu că au probleme cu tot ce ține de, dacă sunt cardiaci, deci dacă ține... Aveți probleme cu tensiunea, cu circulația sângelui, atenție pentru cei care au probleme cu varice în această zi și așa mai departe. Încercați să nu trageți de voi foarte tare pe 31 ianuarie, mai ales că e zi de muncă. O altă zi care poate să vă pună bețe roate este 6 februarie, că este din nou o zi de ciocnire, și evident și 7, că este dublu bivol. Deci cam astea ar fi. Nu, în ziua de 9 iarăși vă poate da mici enervări, dar nu este nimic grav. Deci cam astea ar fi, sunt mai multe menționate pentru că avem aici anumite penalizări la cal din cauza asta, nu-s numai ciocnirile. În ceea ce privește zodia oi, oaia este într-o lună de dușman,
A venit și momentul acesta, ianuarie, întotdeauna pentru ei e lună de bivol, e luna de dușman, a cuiva. Și aia cu oaia ce ați avut. Dar, deci, este zodia asta bivol, dar îi ajută în mod normal elementul lunii, da? Pentru că este element lemnin și le mai echilibrează cumva acel element de pământ care vine din zodiile de ciocnire. Nu știu dacă oamenii înțeleg exact ce vreau eu să spun, oricum elementul nu le este nefavorabil decât celor care ar avea exces de element lemn în chart. Sigur, pentru asta trebuie să ne cunoaștem diagrama personală, de asta apelăm la specialiști, dar oricum, în mare, la nivel general, așa pentru nativii oaie, asta îi mai aduce pe linia de plutire elementul lunii, care nu este de neglijat. Pe de altă parte, steaua asta 3, care vine pe zodia oi, nu este o stea favorabilă, nu este o energie favorabilă, este o energie de ceartă, de conflicte verbale. Anumite conflicte în plan emoțional pot să apară, în plan sentimental. Și, sigur, fiind alimentată de această zodie de ciocnire, bivolul, pot să escaladeze niște lucruri nefavorabile pentru cei care au procese. Mare grijă în această lună, pentru că într-adevăr este o lună nefavorabilă pe tot ceea ce înseamnă proces, adică pot să piardă, adică să vă rugați să se amâne, ar fi cel mai bun lucru, dacă chiar aveți într-o oricare zi din luna aceasta. Nu uitați de amuleta proceselor, inutil să vă mai spun, dar v-ar trebui și o protecție, o amuletă de protecție, o amuletă împotriva certurilor. Există acea amuletă a celor trei armonii, a celor trei celești de asemenea. Deci oricare din ele, nu vă spun de remediu în casă cât de eficient este placa a celor trei celești sau statuetele, trei armonii și astea mai noi care s-au făcut. Oricum, trebuie să aveți grijă la sănătate, vă poate afecta practic mai mult pentru că vă enervați. Deci ar fi foarte bine să încercați să vă țineți cumpătul și să vă țineți calmul și cumva să controlați situația, să stați mai detașați pe cât posibil, să nu puneți suflet dacă vi se face o nedreptate sau dacă se intră în anumite conflicte. Conflicte pot să apară și cu vecina, adică și cu vecinul, la modul stupid, așa, din senin, din nimic, din neant. Pentru că asta e predispoziția. Asta nu înseamnă că ne enervăm la fiecare pas, trebuie să-i mai lăsăm, mai vorbesc și singuri, plecăm de acolo și așa mai departe. Adică nu avem ce să facem, dacă nu putem să gestionăm, să-i calmăm noi pe alții, plecăm de acolo și, nu? Asta e. Poate să pară o lipsă de respect, dar până la urmă se o acalmie. O să menționez mai multe zile, pentru că există, vreau să vă spun că și zilele de șobolan, în această particularitate, în lunile de bivol, întotdeauna șobolanul devine mai puternic, că este prieten secret cu bivolul. Și automat, șobolanul nefiindu-vă prieten clar, nu e un dușman ascuns, și zilele de șobolan ar trebui evitate pentru a avea anumite răfuieli, să zic așa, pentru că pot să escaladeze și puteți să ieșiți într-o mare pierdere, adică să pierdeți și bani și relații și așa mai departe. Deci, o să menționez și zilele de șobolan, o să le vedeți în calendarele noastre. 13 ianuarie, grijă, dar mai cu seamă grijă pe 14, pentru că este dublu bivol. Apoi, unde ne mai trebuie grijă? În 17 este o triplă penalizare, 17 ianuarie, deci asta înseamnă atenție la sănătate, nu vă enervați foarte tare, să nu aveți conflicte în acea zi. Ziua de 20 este o zi de ciocnire pur și simplu pentru toată lumea, deci nu e numai pentru dumneavoastră, dar cumva vă poate afecta mai mult. Eu sincer vă recomand măcar în această lună crucea de pământ, deci v-ar trebui această amuletă. Apoi ziua de 23, care iarăși vine cu altă triplă penalizare. Apoi ziua de 25, care sigur e zi de șobolan, dar mai ales 26, care este bivol în lună de bivol, deci cu dublu bivol și cu un element pământin, deci asta vă poate enerva mai tare pe 26. Nu vă rămâne decât să vă folosiți de zilele celelalte care sunt benefice, una mai bună ca alta, adică la propriu trebuie să le folosiți. O altă zi de ciocnire, spuneam, pentru toată lumea și vine și cu exces de element lemn, este 1 februarie, deci multă grijă și acolo.
ziua de 4 februarie, care vine cu o ușoară triplă penalizare, dar totuși este, din fericire, este zi de weekend și stați și voi mai calm și mai liniștiți. Mai este ziua de 6, care e zi de șobolan, și ziua de 7, care din nou este dublă zi de, adică o dublare de bivol, de energie de bivol. Și cam astea sunt, v-am spus destule. Nu înseamnă că pentru toți nativii oai o să meargă îngrozitor în aceste zile, dar trebuie mai multă atenție. Deci nu înseamnă că merge rău din start. Adică, dacă porniți la drum și sunteți nevoiți în aceste zile, indiferent ce drum e, că e cu avionul, că e cu mașina, cu mașina mai cu seamă, că e și lună de iarnă, eu știu pe ce Dumnezeu de cărări vă duce viața, este bine să aveți amulete de protecție, măcar amuletele. Și sigur, multă grijă dacă în vreuna din zilele acestea menționate apare o stea 5 sau 7 sau 2, stelele nocive, și o stea 3 să se dubleze a zilei pe oaie, că atunci într-adevăr se accentuează problemele. Eu vă doresc să treceți cu bine această lună, nu vreau să ne impacientăm, dar trebuie să atrag atenția asupra anumitor aspecte. Am ajuns la zodia maimuță, care evident o duce mult mai bine decât oaia, deși împart această energie 3, deci care nu trebuie neglijată, dar numai că maimuța nu se află în lună de dușman. Cu toate acestea, uneori maimuța este iritată de bivol și bivolul de maimuță. Sunt niște chestiuni când ei se atrag și când ei se resping foarte tare. Probabil că în viața voastră de zi cu zi o să observați, dacă aveți parteneri de muncă, maimuțe, sau maimuța are bivol și bivolul maimuță, sau parteneri de viață, sau zilele pentru maimuță, zilele de bivol, sau lunile de bivol, cum este cazul ăsta, sau anii de bivol. Gândiți-vă, de exemplu, cum o fi fost anul 2021 pentru unii dintre voi. Acum, lăsând astea, pentru că nu acestea sunt importante, luna este relativ bună pentru muncă, pentru tot ce doriți dumneavoastră, cu o singură condiție, să nu vă certați și să nu săriți la gâtul altora cu mici răutăți sau cu mici nedreptăți chiar, sau să acuzați pe nepusă masă, nestudiind problema în profunzime. Nu este momentul de schimbări de job, cereri de măriri de salariu, eu știu, riscuri din acestea legate de oamenii cu care aveți interacțiune, pentru că fie ei vă pot judeca greșit, fie voi îi puteți judeca greșit, fie săriți unul la gâtul celuilalt într-o astfel de lună, da, și puteți să deveniți mai irascibili în anumite zile pe care le voi menționa, pentru că asta e predispoziția, adică nu neapărat o vină, dar voi vă puteți controla pentru că sunteți oameni foarte deștepți, maimuțele, se știu, da, inteligentele și deșteptele zodiacului, deci puteți să gestionați foarte ușor această energie. Sigur, este mai complicat dacă sunt procese și în cazul vostru. De ce? Pentru că nu noi controlăm întotdeauna situația. Deci s-a pus procesul în ziua respectivă, se mai întâmplă, Doamne ferește, să fie și o zi nocivă. Ce să vezi, cel mai bine este să se amâne, exact ce spuneam la nativii oaie. Și nu uităm de amuleta proceselor, măcar asta să ne ajute, și mai sunt, depinde cât de mult rău s-a făcut asupra noastră, putem să avem și anumite pandantive sau amulete de protecție maximă. Dar, dincolo de asta, e bine să nu căutați voi zăzanie și să judecați lucrurile foarte pripit, pentru că aveți această predispoziție în această lună. De fapt, toată luna, să stați liniștiți. Nu mai spun că vine o lună de dușman luna viitoare, deci cum vă așterneți acum, așa dormiți în luna viitoare la început de an. Anul va fi minunat, dar în luna de tigru o să fie cu suișuri și coborâșuri în ceea ce vă privește. Și cam asta e, și mai este și ostea 2 luna viitoare. Deci foarte important să nu vă enervați acum, pentru că vă va afecta cu sănătatea, veți simți și veți trage ponoasele în luna de tigru. Și nu vreți lucrul acesta, să începeți cu stângul anul în care voi ar trebui să vă simțiți bine. Deci cam asta ar fi la maimuță. Practic, partea de comunicare. Ori este o comunicare defectuoasă, ori ei nu sunt mulțumiți de comunicarea pe care o au cu ceilalți, neapărat fiind vina lor. Dar nu trebuie să se enerveze, nu trebuie să-i condamne pe ceilalți. Poate ăia n-au chef, poate nu înțeleg, poate, eu știu, și aceia sunt supuși unui stres, destul de mare și așa mai departe. Ceea ce este de menționat, sigur, există amuletă pentru protecție de steaua 3, da? Și sunt mai multe feluri.
sunt merele pentru armonia în relații, sunt cei trei celești, este amuleta cu cele trei armonii. Bun, zilele mai puțin benefice o să le menționez acum pentru nativii maimuță, în care evident trebuie să aibă grijă. 12 este așa, iar exces de lemn acolo pentru cei care au deja lemn în chart sau au element personal lemnul, yang, sau pot să aibă și lemnin, element personal. Atenție deci acolo în ziua de mistreț pe 12 și nu plecați la drum pe cât se poate în această zi. Ziua de 15, care e zi de ciocnire, da? În ziua de 18 pot să fie mici probleme, fie pe plan financiar, fie pe plan sentimental, dar n-ar fi, deci trebuie evitate orele acelea de noapte, care oricum normal le dormim, nu eu, da, măcar voi să dormiți, așa, zilele când, orele la care tigrul e în putere, între 3 și 5 dimineața. Cu puțin noroc mă mai culc și eu pe la 3, reușesc. Deci, între 3 și 5 dimineața, dacă trebuie să plecați la un drum, este de evitat drumul între aceste ore pe data de 12 ianuarie și pe data de 18 ianuarie. Apoi, care zile mai sunt așa? 24 ianuarie pot să fie mici obstacole, mici, nu ceva serios. Pe 27 mai multă grijă chiar în familie să nu vă certați, este zi de sâmbătă din fericire. Ia să vedem aici pe februarie, mai încrâncenare așa poate să fie pe 5 și pe 8 februarie, da? Restul sunt relativ ok, chiar bune, multe dintre ele foarte bune, și să aveți voi grijă și la sănătate, dacă ați apucat să vă enervați și n-ați putut să vă mai controlați. Bun, trecem la cocoși, care aș spune că în sfârșit, cea mai bună lună din anul de iepure este această lună, pe care o așteptau de mult. Este lună de aliat și cu steaua 8 a prosperității, excepțional, într-un cuvânt. Din toate punctele de vedere, sigur, continuă să fie an de iepure, dar are ultimele trepidații, așa, ultimele zbateri, aș spune. Și voi sunteți în control în această lună, de care trebuie profitat, n-am cuvinte câte să vă spun, să profitați din toate punctele de vedere. Dacă pentru unii jobul e cel mai important, profitați pe latura asta. Dacă pentru unii este mai importantă relația, profitați, faceți tot ce puteți pentru a merge bine relația. Nu știu, căsătoriți-vă, logodiți-vă, faceți copil, habar n-am, ce-și dorește fiecare. Orice care poate să reușească acum, vă ajută zodia, vă ajută elementele, vă ajută steaua. Deci sunteți singura zodie pe val absolut în această lună. Chiar dacă e an de iepure încă, repet. Pentru că în același timp, începând cu solstițiul de iarnă, au venit așa către noi, le simțim influențele anului de dragon, dragonul fiind prietenul vostru secret. E adevărat că anul viitor, din păcate, aveți o stea cea mai nefavorabilă, dar o să vă ajute dragonul, o să vorbim și la extravaganța noastră, apropo, încă, pentru că joia aceasta încă este timp, puteți încă înscrie în sală și online, în sală mai sunt foarte puține locuri, inutil să mai spun asta, online mai sunt câteva locuri, vreo jur de 20 și încă este timp și trebuie să insistați cu SMS-urile, pentru că eu sunt foarte ocupată în perioada asta, aveți numerele pe site-ul nostru, numărul meu principal, acela cu 13888, deci le aveți. Și trebuie insistat, pentru că s-ar putea să nu vă răspund imediat și sunt foarte mulți care pe ultima sută se trezesc. Deci e un proces care se întâmplă în fiecare an, situația asta. Deci, acolo aflați timp de 7-8 ore tot ce mișcă în anul următor de la noi. Cu parametrii pentru toate cele 60 de zodii. O să despicăm firul 14 și la cocoș să nu fie chiar atât de alarmați. Pentru că au steaua 5 la anul, steaua dezastrelor și a distrugerilor, dar e an de dragon, vine cu foarte multe lucruri noi și de schimbări pentru cocoș, deci va fi un an nu foarte bun, dar nici foarte prost, asta e clar. Dar luna asta, vă spun, puteți să dați lovitura
nu știu cum să vă explic eu, cât de bine să vă explic, cât de bine o puteți duce și că depinde de dumneavoastră din prima zi de astăzi, când sper să vedeți emisiunea, să fiți foarte atenți la tot ce se ivește, la toate sfaturile care vin, la toate oportunitățile care vin spre voi, oricât de mic ar fi. Dintr-una mică poate să devină una mare, dacă o acceptați și o analizați cum trebuie și știți cum să negociați. Puteți să vă schimbați jobul, puteți să negociați un salariu nou, puteți să cereți o poziție mai înaltă, puteți să, nu știu, să cereți pe cineva în căsătorie sau, eu știu, deci luna asta să demarați, adică să faceți, nu știu, o logodnă sau ceva. Deci pur și simplu să faceți ceva, să luați acțiune, să, da? Bun, zile, hai să spunem, nefavorabile, că pot să fie și la voi anumite zile nefavorabile. Prima ar fi, sigur, ne referim la zilele de ciocnire, în primul rând, pentru că suntem și într-un an de ciocnire pentru nativul cocoș încă. Zilele de iepure, 16. Atenție la sănătate pe 19 și la sănătate de asemenea, mai ales sistem digestiv și atenție, nu știu, nu faceți excese pe 22, că este o zi de penalizare. Pe 28, din nou zi de iepure de ciocnire. Apoi, ce vă mai poate, așa, să spun, enerva sau așa, este ziua de 4, dar și ziua de 3 este o mică penalizare. Și ziua de 9 februarie, care ați văzut că a fost pusă în cazul mai multor zodii, cu toate că nu pare nimic, când te uiți așa la calendar, nu ți pare nimic în neregulă, dar este pentru unii, deci pe 9 februarie, atenție la sănătate, la enervări, la, eu știu, unii care nu vă ascultă sau nu sunteți, simțiți că vorbiți la pereți și așa mai departe. Dar nu sunt nimic, adică nu ar trebui să fie nimic grav, nici cu sănătatea, nici. Voi trebuie să demarați niște lucruri sau trebuie să vă puneți bazele a ceva pentru anul viitor. Pentru anul viitor de dragon, mă refer, pentru că noi am intrat în 2024, dar pentru noi anul viitor înseamnă cel care, în care intrăm de pe 10 februarie, anul de dragon. Și am ajuns la ultimele două zodii, zodia câine, care, din păcate, are o stea 7 a pierderilor, a furturilor, a trădărilor și a accidentărilor într-o lună de bivol, care nu prea le este prietenoasă. De ce? Atunci când vă întâlniți cu oricare zi de oaie sau de dragon, la dragon pe lângă că e ciocnire, se mai creează și o triplă penalizare. Deci toate zodiile de pământ în această lună de pământ nu vă fac bine. Nici măcar zilele de câine foarte mult bine. Deci trebuie să fiți cu băgare de seamă cum vă adresați persoanelor, cum stabiliți contacte, ce așteptări aveți, să nu le aveți foarte mari. Nu este deloc momentul de a risca în această lună cu nimic, nici cu sănătatea, nici cu jobul, nici cu salariul, nici cu... Deci nu, să nu aveți pretenții foarte mari de la voi și de la ceilalți în această lună. Foarte, foarte important să fiți cumva, nu știu dacă neapărat ascultători, cât să fiți așa cu băgare de seamă, într-o stare de pândă și de alertă, asta ar fi cuvântul, pentru a vă feri de mici necazuri care pot să vină spre voi. Cumva vă pot bombarda în fiecare din aceste zile de pământ, care au pământ la bază, zodiile de pământ, da? Și sigur, atenție și la zilele de ciocnire, zilele de dragon, pe care sigur o să le menționăm. În alt ordine de idei, aparatul respirator și în cazul vostru, vorbeam la bivol și la tigru despre asta, și în cazul vostru și al mistreților, multă grijă la aparatul respirator. Deci evitați zone aglomerate, vedeți că pot să fie oameni răciți sau cu viroze pe lângă voi sau cu COVID sau eu mai știu ce. Dacă călătoriți, iarăși, evitați aglomerații, puneți-vă o protecție, o mască, ceva. Adică nu este de riscat foarte tare, decât dacă nu aveți încotro și atunci aveți instrumentele la îndemână, că știți la ce să vă așteptați, să vă protejați pe cât posibil. Sigur, acum vorbim, nu vorbeam de amulete, dar le menționez și pe acestea, cu Ancung, amuleta, rinocer și elefant, astea chiar și amândouă împreună, plus una de protecție, plus una de sănătate v-ar trebui, iar dacă călătoriți, una de călătorii. Deci, efectiv, pot să fie cheltuieli neprevăzute, pierderi de obiecte, aveți grijă pe unde vă puneți obiectele personale, că pot fi chiar furate, eu știu, să nu le mai găsiți, să le rătăciți.
bani, da? Să nu vă fie furați, să nu, s-ar putea să fiți mințiți legat de bani, să nu intrați într-o afacere nouă sau într-un proiect nou sau să semnați sau să bateți palma pentru ceva luna asta, că nu este bună. Sigur, puteți să treceți lin prin această lună, văzându-vă de treaba voastră, mergând, sigur, duceți-vă la lucru, vorbiți calm cu toată lumea, pentru că nu au ce să vă reproșeze în acel moment. Haideți să vedem ce zile nefavorabile sunt, cele pe care le-am menționat. Prima ar fi ziua de 14, când este dublu bivol și nu prea vă merge chiar grozav. Ziua de dragon, cu predispoziția asta mai mult, pentru că e 17 ianuarie, deci ziua de dragon e și de ciocnire și de penalizare. Ziua de oaie de pe 20, da. Ziua de câine, aici puteți să mai treceți așa cât de cât prin ea relativ ok pe 23, dar grijă pe 26, da, din nou. Ziua de 29, zi de dragon, de ciocnire, multă grijă și la sănătate și la relații. Ziua de 4, din fericire, este zi de duminică, deci așa și așa. Pe 1 februarie, de menționat, este și zi de ciocnire la modul general pentru toată lumea, dar este și zi de triplă penalizare și cu exces de lemn. Și mai este ziua de 7, care vă poate pune bețe în roate când este un dublu bivol. Aici, când am spus atenție, atenție în plan profesional, atenție în plan financiar și atenție la sănătate și la relații, sigur, deci toate cele mai importante, cele patru aspecte importante ale vieții. Nu uitați de amulete. Ultima zodie, mistrețul, nu o duce atât de încrâncenat precum câinele, pentru la câine spuneam că se iveau aceste penalizări, da? La mistreț o să ne uităm mai mult la zilele de ciocnire, mai sunt și pe acolo mici penalizări pe unde se mai pot crea, dar e o oarecare, să spun așa, acalmie, cu condiția să vă țineți sănătoși. Spuneam, este și sezonul, steaua 7 patronează aparatul respirator, multă grijă la viroze, răceli, luați-vă ceva pentru imunitate, vitamine, minerale, tot ce mai știți voi, plante și așa mai departe, siropuri. Atenție la aspectul gât. Da, deci aici pot să apară infecții, pot să apară inflamații și automat și frustrare că nu poți să vorbești, nu poți să te exprimi și așa mai departe. Deci aici pot să apară probleme și pe comunicare defectuoasă și sigur mici probleme de sănătate. Cei care se știu cu alte probleme de sănătate, sigur aveți grijă și acolo și mai ales și la câini și la mistreț, ceea ce n-am spus încă la câine, atenție la accidentări, la modul alunecări, pe jos, căzături, pe scări, Doamne ferește, sau să alunecați că este sezonul și bineînțeles atenție în trafic, deci să nu conduceți cu nervi, mai ales nativii câine, dar și la nativii mistreți. Deci multă grijă aceste aspecte, cei care lucrează în construcții, da, se suie pe schele, eu știu, nu stau locului, multă grijă. Dacă mergeți la sală, nu trageți de fiare fără musculatură încălzită și fără, eu știu ce, alte chestii pe care le știți înainte, că trebuie făcute și să săriți peste ele, nu este momentul acum. Da? Așteptați luna viitoare că va fi cu mult mai bună, pe val veți fi. Și anul viitor pentru mistreți este chiar foarte bun, da? E bun. O să vedeți și la energie, la extravaganța pe care vi le dictăm. Mult mai bun decât pentru nativul câine. Deci vin vești bune pentru mistreți. Da, deci nu este momentul acum, pe ultima sută din anul ăsta, să fiți Don Juan sau mai știu ce să faceți pe acolo eroic, da? Deci multă grijă, da, la posibile accidentări, pierderi, trădări care vin spre voi, minciuni, pierderi mici financiare sau, eu știu, cheltuieli neprevăzute, sigur, care trebuie rezolvate, facturi care vin unele peste altele, așa, vor trebui și astea rezolvate ca să intrați cu brio în anul care vine. Și cam așa se va derula luna aceasta. Eu sunt încântată de lună, chiar dacă pe noi tigrii nu vine o stea foarte favorabilă, dar luna de bivol întotdeauna aduce o oarecare liniște. Dacă oamenii își văd de treabă și revin la muncă, cum să spun eu, făzându-și de momentele lor, aspectele lor, treburile lor. Adică bivolul ne îndeamnă spre așa ceva, spre o acalmie și spre muncă, de fapt. Cum de fapt și oaia. Știți că menționam fiecare an, când venea luna de oaie, domne, mai se așează niște lucruri, cam asta se întâmplă, plus că sigur este ultima lună în care se vor întâmpla niște chestii poate neplăcute pe plan social,
poate chiar și politic, pentru că e ultima zbatere a anului de iepure, care era ultimul din perioada lui 8. Și încep să se simtă, cum să spun eu, coada dragonului care nu stă locului, deci vine și lovește acum, lovește stânga-dreapta și se întâmplă deja de pe acum, pentru că deja am trecut de solstițiu de iarnă. Deci este o perioadă, cum să zic, de trecere, destul de tumultoasă poate fi pe planetă în anumite aspecte. Mulțumim frumos pentru această prezentare, pentru fiecare semn și vă promitem că vom avea și o emisiune pentru această perioadă a lui 9, cu tot ce înseamnă ea, cu caracteristicile ei, cu părți pozitive și cu părți mai puțin pozitive. Vă mulțumim, mulțumim și invitatei noastre, ca de fiecare dată, Anca Dimancea, mulțumim pentru toate aceste informații foarte corecte și precise, iar dumneavoastră vă dăm întâlnire data viitoare. La revedere!